Sunt în Bahamas, pe insula Paradisului. Această insulă este una dintre cele mai căutate și cele mai populare insule din arhipelagul Bahamas. Dar de ce? Ei bine, nisipul alb, fin, afânat, pufos, apa Mării Caraibelor este de o culoare așa verzulie, turcoaz, albastru, albastru închis, depinde de lumina soarelui. Palmieri, nu mai zic hoteluri scumpe, de fiță. Ei bine, acest loc este căutat de către oamenii cu bani. Dar de ce? Vom vedea în acest video de ce vin oamenii ăștia cu bani aici pe insula Paradisului. Cu alte cuvinte, vă urez vizionare plăcută să înceapă acest vlog. Ba nu, nu să înceapă acest vlog, pentru că am uitat să vă spun, tot în acest video vizităm și cel mai mare resort turistic din Caraibe, Atlantis. O să vă arăt rechin, da, rechin lămâie. Ba mai mult, avem și țestoase gigant la un metru, un metru și jumătate lungime și bineînțeles câteva pisici de mare, tot așa, la un metru, un metru jumate, acum stăm să le măsurăm. Iar la final, cazinoul, pentru că da, există un mare, mare cazino. Dar abia acum pot să vă spun, vizionare plăcută! Salutare dragilor, sunt în Bahamas, mai precis pe insula Paradisului, Paradise Island. Este un loc foarte frumos și căutat de către toată lumea care ajunge aici în Bahamas. Această mică insulă este situată la doar 100-150 de metri de Nassau, insula capitală a Bahamasului. Insula este conectată de insula mare Nassau prin două poduri. Se poate trece pe jos gratuit, pentru că podul are undeva la 150 de metri lungime. Iar cu mașina, dacă ai una de închiriat, vei plăti 2 dolari. Însă, odată ajungi aici pe această insulă, vei descoperi una dintre cele mai mari și late plaje din Bahamas. Nisipul de cea mai bună calitate. Apa se adâncește treptat, lin, undeva la vreo 20 de metri în larg, îți vine până pe la gât. Această insulă este deținută în proporție de vreo 30-40% de un resort, dar nu orice fel de resort, unul dintre cele mai mari din toată zona Caraibelor. Se numește Atlantis. Există o clădire asemănătoare în Dubai, tot așa, hotel, parc acvatic, acvariu, sunt multe atracții înăuntru, doar a face turistul să se simtă bine. Plaja, după cum vedeți, este aproape goală. Eu și 3-4 turiști care mai suntem pe plajă. Am ales expres să filmez în această zi înorată, pentru că norii sunt foarte joși. Rar am văzut nori la o altitudine atât de mică. Iar culorile cerului sunt de-a dreptul spectaculoase. Filmez acest clip undeva la ora 4 și jumătate după amiaza și cerul pur și simplu zici că este pictat. Nu am altă exprimare să vă descriu cum arată acest cer. Are o culoare violetă, albastru, undeva în zare se vede și cerul senin albastru. Da, îmi place enorm de mult această vreme, iar insula Paradisului, într-adevăr, merită. Vom explora acum și cealaltă parte, partea deținută de către resort, pentru că cine vine aici, vine expre pentru Atlantis, pentru casino, pentru hotel, pentru restaurantele și magazinele de fiță de dinăuntru, dar și pentru laguna interioară, o să vedeți, ajung acolo. Accesul pe plajă cred că are undeva la vreo 4-5 km, pe o lățime de vreo 50 de metri, este gratuit. Poți să stai oriunde vrei. Ba mai mult, găsești și câteva șezlonguri la liber, pentru că par a fi abandonat. Din punctul ăsta de vedere, este un minus. Multe șezlonguri abandonate, că observ că sunt rupte.
da, puteau să păstreze mai frumos această plajă. Dar vii aici pentru marea asta, Marea Caraibelor, vii pentru a te bucura de nisipul ăsta alb și să faci o baie într-o apă caldă, pentru că temperatura apei este undeva între 27, 28, 29 de grade. E o adevărată plăcere să intri în apa Mării Caraibelor. De aici încolo este proprietatea resortului Atlantis, dar plaja este liberă. Ei bine, începând de aici și spre stânga, mai sunt vreo 3-4 hoteluri mari și câteva case private. Partea mai urâtă, să spunem așa, a insulei, logic, este după aceste hoteluri de lux înspre casele private. Avem în depărtare două mici insule, le vedeți în față. În Bahamas sunt numai puțin de 700 de insule, dar doar 17 sunt locuite. Mare parte din aceste insule sunt coraligene și acoperite de nisip. Am observat acest lucru în mai multe zone de pe glob. Dacă sunt nori afară, dacă vremea este așa mai puțin însorită, e bine, nu se vine la plajă. Dar plaja înseamnă mai mult decât să stai să te bronzezi. Înseamnă să iei aerosol, să faci baie în mare, să te relaxezi, să auzi valurile, da? Da, americanul, de exemplu, nu. Dacă nu e soare, nu prea îl vezi pe plajă. Vă spuneam că hotelul Atlantis are o mică lagună, așa se alimentează cu apă, printr-un canal care se duce către hotel. Și în față avem hotelul Atlantis. Istoria resortului este destul de interesantă. A fost construit undeva prin anii 1960 pe o insulă pustie, asta insula Paradisului, pe atunci nu era nimic aici, de către un miliardar american care este și mogul media, cel care a inventat jocurile TV, Roata Norocului, Jeopardy și alte emisiuni din acestea de noroc. Apoi, ulterior, a avut printre acționari chiar și pe Donald Trump, fostul președinte american, iar în ziua de astăzi este deținut de către Marriott. Marriott, care este cel mai mare operator hotelier din lume, are aproape 2 milioane de camere în 139 de țări pe tot pământul. O frumoasă fântână arteziană cu pești zburători. Da, există această specie. Trăiește undeva în zonă cu pești care pot zbura câțiva metri buni deasupra apei cu ajutorul unor aripioare mai dezvoltate, mai mari. Sar din apă și pot plana, zic eu, nu chiar zburat, undeva la până la 10-15 metri, ceea ce e foarte, foarte mult pentru un pești. Avem o pisică de mare care înoată liniștită. Ba, mai mult am văzut și un rechin. Da, uitați rechinul. Se pare că sunt prieteni. Nu se atacă pisica de mare cu rechinul. Acest tip de rechin se numește Lemon Shark, rechinul lămâie, și o broască țestoasă gigant, are undeva la un metru și ceva lungime, și ea este prietenoasă cu ceilalți, nu se atacă. Un panou interesant cu o informație pe care eu nu o știam. Rechinii se nasc în trei modalități diferite: pui vii cu cordon umbilical, într-un sac vitelin, gen un ou, sau chiar într-un ou, în interiorul burții mamei.
Atlantis are un water park, un water park destul de mare. Sunt câteva atracții de top, topogane pe care te poți da cu colacul. Există și un râu care curge așa în jurul parcului, pur și simplu stai pe colac și te plimbi. Avem și cascade, piscine, nu mai zic, piscină cu apă mai mică, medie ca adâncime și piscine de 2 metri pentru nătătorii profesioniști. Avem și cascade, piscine, nu mai zic, piscină cu apă mai mică, medie ca adâncime și piscine de 2 metri pentru nătătorii profesioniști. Am mai fost în waterpark-uri, nu este ceva nemai văzut, în schimb decorul. Peste tot numai palmieri și vegetație specifică unei zone tropicale. Lucrul ăsta poate face o diferență foarte mare. Bineînțeles, și topogane de toate mărimile și înălțimile. Acesta este un pic mai special pentru că are și un cronometru și un vitezometru. Îți spune cu ce viteză cobori și în cât timp ai coborât. Bineînțeles, nici cei mici nu sunt uitați. Există câteva zone doar pentru ei. Topogane mici, tot felul de țâșnitori, plăcerea lor, sau diverse conuri, stil găleat așa, care atunci când se umple, se răstoarnă și te udă. Cam așa arată toată zona deținută de către resort. Avem o zonă de port privată pentru milionari care vin cu iahturile, le pot parca fără probleme și se pot duce apoi în interior, unde este cazinou. Aici este hotelul propriu-zis Atlantis, aici este o galerie cu magazine scumpe, avem o zonă de fast food și eu mă aflu undeva acolo. Acolo este zona de water park. Dar uitați-vă cât de mare este tot locul. Deci de jur împrejur avem apa Mării Caraibelor, iar eu am venit de acolo, de pe plaja publică. Am ajuns în acest punct unde este podul peste canalul care asigură apă în riviera interioară. Vedeți, este blocată riviera de zona portului privat, de clădirea cazinoului. Și mai sunt râul care ocolește waterpark-ul, alte topogane mai mari și, bineînțeles, alte zone de cazare care aparțin de hotel, pentru că cine are mulți bani nu o să stea într-un hotel înghesuit și preferă să închirieze o vilă de genul ăsta unde și poate parca iahtul în față. Haideți să intrăm acum și în hotel să vă arăt zona de casino, zona cu restaurante, cu magazine de lux și poate și acvariu. Spun poate pentru că nu știu până la ce oră este deschis, de aceea încerc să vă arăt și acvariu. Totul aici este foarte bine realizat, gândit, cu decorațiuni peste tot. Nu s-a făcut rabat la calitate. Va mai mult, pe jos avem un granit care s-a extras chiar din cariera de piatră de pe insulă. Nu am nimic de reproșat, pur și simplu nu văd niciun defect sau ceva să fie așa de prost gust. Aici, în schimb, avem apă adâncă. Credeți-mă, cred că sunt undeva la vreo 10 metri. Și sunt pești mari. Iar când spun mari, undeva la vreo 2-3 metri lungime. Tocmai trece unul pe lângă mine. Cred că este un rechin. Da, rechin este. Unul dintre cele mai frumoase bazine văzute de mine pe
Pentru că imită un oraș scufundat. Din păcate nu vă pot arăta în detaliu, dar acolo sunt câteva trepte frumos decorate cu statuete stânga-dreapta, iar undeva în partea din față o arcadă. Imită un oraș scufundat. Există posibilitatea să vezi acest acvariu și de jos, de pe fundul apei. Poți intra prin acel tub de sticlă și dai un ocol acvariului, să-i spunem așa. O ocazie unică să vezi acești pești într-un acvariu stil bazin. Pentru că privit de deasupra este totuși un bazin. Acolo jos, una dintre cele mai mari pisici de mare văzute de mine vreodată. Are undeva la vreo 2 metri pe 2. Și o stea de mare. Îmi plac foarte mult aceste creaturi. Însă e bine să nu le scoatem din apă pentru că pot muri foarte, foarte repede la contactul cu aerul. Un lucru foarte frumos că poți vizita acest loc fără să plătești. Deci, dacă aveți ocazia să veniți, intrați și în acest complex turistic Atlantis. Iar aici este laguna de care vă spuneam mai devreme. Se alimentează cu apă direct din mare și poate fi locul ideal dacă marea este, de exemplu, furtunoasă, poți să faci baie aici fără probleme. În partea din față avem plaja și Marea Caraibelor. Intrăm acum în zona de jos a bazinului, tot așa, cu acces gratuit. Putem vedea decorațiunile mult, mult mai bine. Ah, aici sunt acele scări pe care vi le-am arătat un pic mai devreme, cu statuete în stânga și în dreapta. Wow! Gândiți-vă că un astfel de acvariu de vizitat costă bani frumoși. Dăm ca exemplu pe cel din Barcelona, unde intrarea cred că este undeva la 30 de euro și nu vezi chiar atât de mulți pești. Ba mai mult, nici decorurile nu sunt atât de atractive acolo. Avem aici poate cei mai urâți pești văzuți de mine vreodată. Wow! Să te întâlnești cu așa ceva înotând în mare poate fi o experiență inedită. Nu știu ce pești sunt, dar sunt urâți. Ia uitați-l și pe acesta. Dar observați, peștii mici stau la distanță. Ei or fi masa lor sau or fi vegetariani? Nu cred. La cât de urâți sunt, clar sunt carnivori. Ce tare! Pe acești pești am văzut în filmul de animație Finding Nemo și Finding Dory. Înoată în grup, în stoluri mari. Am ajuns la cele mai scumpe fructe de mare, după părerea mea, pomari. N-am avut ocazia să văd până acum pomari înotând liber, i-am văzut doar, din păcate, în farfurie. Însă unii din ce observ sunt destul de mari. Au aproape jumătate de metru lungime. Și sunt foarte agili și văd că înoată cu spatele dacă e vreun pericol. Cam caracu. Hai,
Tot parterul este ca un mall și aici mă refer ca mărime, pentru că sunt magazine de brand, adică magazine de lux, sunt restaurante, sunt baruri, chiar lângă mine este un bar sportiv, avem cinema, sală de teatru, mai există un băruleț în care se țin spectacole de stand-up comedy, spații de relaxare, zone de joacă pentru copii și, bineînțeles, cazinoul, care este destul de mare din ce observ, rivalizează cu cele din Vegas fără probleme. Și apropo de mărime, hotelul împreună cu zona comercială și cu cazinoul poate rivaliza ca mărime fără probleme cu cele mari din Las Vegas, ca Palazzo, ca Venetian, ca MGM, ca Caesar Palace. Am fost, le-am vizitat și pot spune fără nicio problemă că sunt șanse ca acesta să fie mult mai mare. Pentru că aici există water park, există acvariu, există port privat în care oamenii bogați vin direct cu vaporul, cu iahtul personal. Pot veni chiar și cu avioanele private, undeva lângă există un mic aerodrom. Am ajuns pe tărâmul viselor, pentru că fiecare de aici visează să devină ori mai bogat, ori bogat. Pentru că sunt două tipuri de jucători, cei care au bani și joacă așa la distracție, să se simtă bine, sau pentru că au mania jocurilor de noroc. Dar sunt și o parte a oamenilor care nu au bani și visează la o îmbogățire rapidă. Cazinoul. Nu recomand, dar lumea joacă și joacă pe mulți bani. Pentru că observ că sunt mese unde o mână, cum se zice în domeniu, costă de la $100 în sus. Dar sunt și păcănele de genul acesta, unde o mână pleacă de la $1. Indiferent de câți bani ai, ai un aparat unde poți juca un joc de noroc. Observ jucători de toate vârstele, începând de la 18 ani în sus până la pensionari. Cea mai mare parte a jucătorilor au însă vreo 40-50 de ani, pentru că mirajul îmbogățirii nu are limite. Indiferent de vârstă, dorești să te îmbogățești rapid. Și bineînțeles, Rolex-uri, pentru că nu poți fi bogat fără să ai cel puțin un ceas Rolex. Nu sunt prețurile afișate, dar mai mult ca sigur pleacă de pe la vreo 15-20 de mii de dolari unul simplu. Aici, după părerea mea, sunt cam cele mai urâte haine, poșete și obiecte de încălțăminte. Am văzut de curând o colecție de la Balenciaga, cizme de cauciuc cam cum aveam noi pe vremuri la țară. Preț 2-3 mii de euro bucata. Avem fast food-uri, gelaterii, există Starbucks, cam tot ce ai nevoie găsești aici, pentru că nu trebuie să ieși afară, pentru că un client care pleacă să cumpere din exterior, pentru ei este un client pierdut. Locul este imens, iar pentru că nu este tavanul înalt, e gălăgie mare, nu are loc sunetul să se disipe. Ăsta este un punct negativ, pentru că pur și simplu te ia cu capul gălăgia asta. Cazinoul este poziționat strategic între hotelul propriu-zis și galeria comercială, ca fiecare dintre clienți să treacă prin cazino. Doar ești tentat să joci.
Există o sală de pariuri sportive. Pariezi pe un anumit meci în timp real și stai în sală să vezi dacă ai câștigat sau nu. Poți paria pe fotbal, pe hockey, pe baseball, fotbal american. Poate fi un lucru interesant. Te și uiți la meci și poți să câștigi și ceva bani de pe urma pariului. Iar aici este locul unde cei cu bani vin direct cu iahtul. Îl parchează lângă resort și intră să joace, să se cazeze, să mănânce. Lângă zona de port există un mic sătuc, tot așa plin cu restaurante, bărulețe, magazine de suveniruri și peste tot se cântă, se dansează, cam asta este atmosfera pe insula Paradisului seara. Din păcate, cam asta a fost videoul de astăzi, vă mulțumesc că v-ați uitat și sper eu că v-a plăcut. Și de ce nu să veniți în Bahamas, pentru că concluzia mea e că merită. E un efort financiar destul de mare pentru că locul nu este deloc unul ieftin, dar vă rămân amintiri memorabile de aici. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like pentru că pe mine mă ajută ca YouTube-ul să recomande și altora acest clip. Și dacă nu te-ai abonat, abonează-te pentru că vei fi pe plus. De ce? Aceste clipuri sunt gratuite, ba mai mult. Urmează alte și alte clipuri din Caraibe. Așa că apasă butonul de subscribe și ești pe plus. De aici, de pe insula Paradisului, Nassau, Bahamas, până data viitoare, vă spun la revedere, v-am pupat. Să fie bucurie! Hot, hot, hot.